Uitați pâinea, ciabata mea de ieri, cum a ieșit, foarte fain. Și înăuntru, foarte bine. Sunt sigur că dacă aș lăsa o să crească mai mult, are și chiar mai hoaș. Normal ar trebui să o las un pic mai mult la cuptor, cam așa. Pentru că ciabata trebuie să fie o pâine mai rumenită. Dar este foarte bun acum, a doua zi este când filmez. Este foarte moale, numai bine să pui la mic dejun cu un pic de margarină și dulceață. Și cam atât. S-a curățit foarte, foarte bine. Acolo nu s-a luat pentru că este intrat în silicon, dar tot ce putea să ia s-a luat. Și acolo așa, tot așa, dar s-a luat ce se putea lua, adică restul n-avea ce să iei. Pe aici e foarte, foarte fain. S-a luat toată mizirea, tot calcăr, tot ce era. Acum am videat că am scos scaunele lui Jayden de WC-ul. Și vreau să vă arăt fuga clean, ce treabă faină a făcut. Că aveam aici foarte mult calcar și aveam și rugină și pe aici și pe aici și s-o luat totul, totul și calcarul de aici ăsta lucește din uman și n-am frecat, să știți, aici și n-am mai folosit nici peria aia care o foloseam eu la frecat geamurile. Foarte curat arată și pe acolo și miroase pur și simplu, a curat, a rămas miros așa de curat. Da, eu sunt foarte mulțumit. Deci fuga clean vi-l recomand cu toată încrederea pentru depozitările foarte mari de calcar și rugină și pete, dacă aveți prin duș sau cadă să ia. S-a luat tot mucegai care putea să iei. Ce nu s-a luat este pentru că e intrat în silicon la mine, că e vechi. Ar trebui să schimb eu siliconul și să... de atunci să mențin. Dar în rest ce se putea lua, s-o lua tot. Și Banio Lux s-o lăsat totul foarte curat, totul, toate geamurile și chestia de la duș, foarte lucioase, tot calcarul l-a mâncat. Deci nici n-am avut nevoie să stau să frec sau știu ce și eu rămas în miros foarte plăcut în baie. Deci îmi place foarte mult. Hai să mutăm, cu cumza noastră, să mutăm fluturii, da. Să mutăm aici, în chestia asta și înainte de asta scria să pun niște, să pun șervețel, să pun pe ei, o să leși o mizerie, un fel de meconium și să avem asta aici, așa. Și ăsta e Crystalline Station. O să iau ăsta și apoi o să iau și o linguriță din asta de plastic. Asta o să iau, ca să o scoatem pe ăla altă de acum. Și îmi trebuie niște cotton buds. Am citit acolo că trebuie să curăț. All the silk care e pe lângă. Toată mătasa care s-a pus pe lângă la ea, trebuie să o curăț.
Suntem așa, dar nu puțin să atingă. Așa arată. Ăla încă se zbate, încă are defibrilare. Și acum... And then, now we're gonna try to scoop that one. I hope it will survive. I hope it will, mommy. I hope it will. Mm-hmm. I hope it will really survive. Look at what's on there. Because they did caca. It's a lather caca from caterpillar. That's what those lather are. I don't think he's alive. I hope it's alive. I don't think he's alive because he's not moving anything, so I think he's probably already passed away. I can see where he fell down, I think. That was where he fell down. And I think. And then he fell down and then he fell on the floor. Mm. Maybe he just wanted to stay on the floor to hatch. Maybe. Maybe he wants to stay on the floor. I think he's not alive. Because he doesn't move at all. So where do we have to put him? Where? He's sleeping. Să pun un sai de acolo. Why? Să văd dacă îi mai faci. Out there? We put him anyway. Asta are o culoare foarte ciudată. Nu cred că... Eu cred că e mort. Că... I want to see it. Oh, it's white. And it has some gold. Ooh, gold! We're gonna put him here, but I think he's not alive. My favorite color. I think he's never gonna hatch because he's just. Can you leave it over there, the butterfly? How do you know that if it's gold over there? Because he's never moved even a bit, so I think he does. Ema și cu tate și cu Andy pleacă la biserică. Așa că eu, cu Jayden și cu Eli, mă apuc să fac un pic de ordine, că ei vin târziu și eu nu se mai poate face curat atunci când vin ei, așa că fac... Și mă apuc să șterg masa, da, am pus o mașină spălată, o spun o mașină de uscat, dau cu aspiratorul, șterg masa, spăl pe jos bine. Uite mașină de spălat! Și după aia ne jucăm. O să vedem dacă o să moară. Mami, pune pe jos. Bye bye. Scoate-l în față, poate ia cineva. Hey, iarăși sunt eu aici cu un voiceover și o să vă ghidez în bază la ce am făcut. Aici mi-am mai rearanjat eu pic în mașina de spălat vasele. Eu le pun un pic diferit față de Adrian. Nu știu dacă și vouă se întâmplă, dacă sunteți mai multe persoane în casă, dacă le puneți și voi diferit. Eu le pun diferit față de Adrian și Andy începe să ia după mine, așa, el mă copie. În fine, am scos și chestiuțele alea de spălat de la ce pun eu hârtie și plastic și aici am zis că hai să încerc totuși în dulap, nu știu ce m-a apucat pe mine și am zis că ia vreau să încerc să văd dacă se ia cu degreaser plus și am dat un pic și am văzut că se ia așa de fain și n-am putut să mă mai opresc și am dat odată. Vedeți că s-a luat aproape tot, mai rămăsese un picuț și am zis că hai să mai dau un pic și să-l las așa un picuț acolo să văd dacă se ia și am dat și pe ușă. Și s-a luat tot ce rămăsese de la oale. Știu că pot să pun ceva acolo, dar să știți că nu s-a mai depus acum după ce am spălat.
deloc, chiar dacă am mai tras oalele. Și să cumpăr material de pus e destul de scump. Aici n-am văzut nimic nicăieri să fie convenabil să zici că să cumpăr și să nu să ies mai ieftin. Adică ies mai ieftin să spăl eu așa din când în când cu degreaser plus. S-a luat foarte bine, foarte mulțumită sunt. Și am mai făcut ceva. Chiar să vedea urât, părea că e murdar, dar nu era murdar, era doar mizeria care rămăsese de la urme, de la oale. Și dacă tot eram acolo, am zis că hai să șterg repede și ușile, tot cu degreaser plus, că se curăță foarte bine. Trebuie pus mănuși, că nu este foarte, foarte agresiv ca și ovenul, dar este un produs, na, e un produs de ăsta, de spălat, de grăsime. Și am dat cu degreaser plus și în acest văsuleț unde aveam eu papucii ăștia de grădină și am zis că hai că-i pun în celălalt și mi-a venit mie aici în cap, ia să văd eu dacă se curăță cu degreaser plus și unul dintre șlap și am șters doar un șlap ca să fac diferența, s-a luat. Atât am făcut, numai unul singur, n-am vrut să mai fac și pe ălaltă, le-am lăsat așa am făcut și am mai rearanjat un pic aici, mai am eu sacoș și apoi între timp m-am dus și în grădină, dar nu m-am mai arătat vouă și am strâns piscina copilor care am luat-o de la Decathlon, ca o piscine. Am spălat și capul de la coșul de gunoi, tot cu degreaser plus și am curățit olița lui Jade, încă mai ținem olița jos, că el încă e în perioada când se acomodează cu potty training. Am decis să dau acel coș de gunoi de pentru Pampers, pentru că mă încurcă și dacă acum Jade nu mai facem Pampers, mai ales treaba mare, nu mai îmi trebuie și am zis că vreau iarăși să încep să mai elimin lucruri prin bucătărie, să mai așez. Mă vedeți des cu Eli câteodată pentru că ea așa vrea să stea, vrea să o țin în spate, chiar mă se cere, ea se cere la tăgădâc, tăgădâc, așa se cheamă, dacă vreți să știți, și vrea să o țină în spate. Mi-a spălat și capacul de gunoi, după ce l-am dat cu degreaser, am dat doar cu apă caldă și s-a luat tot și a rămas foarte curat. Am mai băut și eu apă, că na, trebuie să mai și hidratez dacă tot fac atâta treabă. Și am dat toate lucrurile care se poate de pe jos ca să spăl bine, bine, că am vrut să fac ceva mai îndeamănuntul. Am dat cu aspiratorul. Îmi dau cu aspiratorul ăsta de obicei când vreau să fac curățenie așa mai îndeamănuntul, aspiratorul care se bagă în priză pentru că aspiră mult mai bine și are aspiratoarele astea care au sac înăuntru aspiră mult mai bine și mult mai puternic, deci nu se compară cu aspiratorul care l-am cu baterie. Și apoi eu spăl pe jos cu wax, cu shark ăsta meu de spălat pe jos, nu trebuie să pun niciun detergent. Noi avem detergenți de spălat pe jos de la Shogun, că dacă tot mă întrebați, dar nu o să mă vedeți că folosesc în general, pentru că eu folosesc chestiuța asta cu vapor, cu abur și nu se pune nimic înăuntru și dezinfectează deja faptul că speli cu abur, așa că nu bun. Mi-ar fi plăcut să am de spălat pe jos ca să miroase, pentru că noi foloseam în trecut, dar nu ar avea rost să iau momentan, nu știu, nu cred că o să iau. Mi-am luat ceva să am pe stoc, dar nu pentru mine, pentru că eu spăl tocmai cu mașinăria mea, de aia mi-am luat-o. Am mutat și masa, după cum ați văzut, când fac îndeamănuntul, așa fac, mut și masa, mut și scaunele unde stau Emma și cu Jaden, întâi spăl bine acolo. Îmi place foarte mult că se rotesc acele chestiuțe de la mașina de masa de abur și pot să o țin într-un loc și îmi rotește bine dacă undeva este mizerie și îmi curăță chiar tot. Jaden s-a suit și el pe canapea, acolo am pus și scaunul el de mașină, că normal noi îl ținem în casă, scaunul el de mașină, pentru ca să nu se încălzească foarte tare în mașină sau să fie foarte rece când este rece afară, pentru că tocmai ai un bebeluș și nu mi-ar place nici ea s-ar încălzi foarte ușor și s-ar răci foarte ușor, pentru că așa sunt bebeluși și micuți, de aia ținem în casă scaunul ei de mașină, plus că mi-este mai ușor să o duc direct cu scaunul de mașină, cu scoica în mașină. Mai avem și căruțul, dar le-am ridicat de pe unde le țin acolo pe jos, pentru că tocmai am vrut să fac ceva mai îndeamănunt așa și dacă sunt luate de pe jos, este mai ușor. Vedeți că nu sunt foarte, foarte multe lucruri așa pe suprafețe plane la noi, pentru că tocmai încerc să adopt stilul acesta mai minimalist. Mi se pare că ajută foarte mult la a menține curățenia și la curăța. Am terminat de cu aspiratorul aici, l-am strâns, nu am făcut întebara, o să vedeți. În zilele următoare am continuat să fac un declutter în debara care trebuia să-l fac în luna mai și nu l-am mai făcut, dar m-am apucat și am făcut declutter
și am curățit, am mai eliminat din unul chestii, mă simt un pic mai eliberată și m-am uitat la unul chestii și mi-am dat așa un ultimatum la ce o să elimin. Vedeți că eu cu acest steam mop, eu îmi dau și pe, și pe covoarele pe care le-am, pentru că poți să dai. Și asta îmi place foarte mult, pentru că tocmai acum ele merge în patru labe și, nu știu, mi se pare că trebuie să spălăm zilnic, pentru că ea umblă cu mâinile pe jos, le bag în gură. Da, noi călcăm cu picioarele acolo și ea bagă în gură cu mâinile și na, de aia trebuie să facem. Gata, pauza publicitară, s-a terminat pauza publicitară, acum continuăm cu lucruri mai serioase. Da, prieteni, o să închid aici vlogul ăsta, asta este un vlog bonus, v-am promis că o să fie un vlog bonus și vi-l public așa chiar dacă este mai scurtus, pentru că eu acum îl închid joi și deja mai am filmat încă 3 vloguri în afară de ăsta și nu apuc să le editez și să le pun și am zis că nu mai le pun așa cum cât mai repede, să le pun așa chiar dacă sunt mai scurtuță. În zilele care vin acum s-ar putea să pun unul după altul, numai ca să mai scăp de ele de pe telefon și să fiu mai la zi, că avem plângeri, avem ticket-uri deschise, că prea mult publicitate și eu deja le-am filmat, acum ce vrei să mai fac, mai pot să mai schimb nimic, că le-am filmat și de acum vei le pun așa, n-a ce să fac eu acum, să luăm reclamațiile. Da, asta e tot, eu sper că v-a plăcut, că v-a motivat, că vedeți că mai fac și chestii când Adrian se duce cu copiii la biserică seara câteodată. Eu tind să nu fac foarte multe duminica, să știți, duminica tind să fie zi, adică ideea este să fie zi de odihnă, dar era nevoie să fac mărunțișurile astea, adică să dau un pic aspiratorul că pentru a doua zi, pentru că dacă nu, el îi bagă mâinile și face și îmi vine, era ca mizerie, trebuia făcut și dacă m-am apucat să fac o chestie, mi-a venit chiar să fac mai multe chestii. Dar, în fine, asta este tot. O să vedeți că în zilele următoare am început să continui declutterul care îl făcusem în mai, dar nu m-am lăsat de el. Așa că o să vedeți că am făcut în debara. Și sper eu să mă apuc și mâine să mai fac în alte chestii declutterul unde trebuia. Și sper să reorganizez peretele ăsta de homeschooling de aici. Acum mă uit la el și încă mă obosește, dar n-am avut chef. Da, Adrian, tu ce vrei să ne zici? Cu cine îndeletnicești? Eu am o pasă pe tricou și nu știu ce produs îmi recomand. Bava de lumaca. Poate este un produs la... Nu, că-l băgăm așa și spălăm. Nu, că mai degrab așa, că e mai bio. Ah. Păi e super lume. Vreau să fac publicitate, da. Mm-hmm. Gata, pauza publicitară. A fost deja? Mă, gata. Șogan, nu? Dar tu vezi că e în forma aia și e culoare? Ai vezi? Da. Toate semnele, vezi, semnele astea sunt foarte... Nu știu ce vor să ne zică și mama mea. Da, foarte interesantă treaba. Bun, prieteni, vă mulțumim că ne-ați urmărit. Sunt obosită ca să mai vin în cap să vă zic altceva decât ce v-am zis. Mă duc și eu să mă culc. Vă bucurați-vă de vlogul ăsta bonus și vedem mâine cu un alt vlog. Am mai gătit în următoarele vloguri, ca să vă zic așa. Am mai și făcut curat, pentru că eu fac curat, asta fac, nu am ce să fac, îmi pare rău. Dar, da, o să vedeți și ceva rețete noi. Cei care sunteți pe Instagram știți că vedeți că am mai făcut niște rețete noi de pâine, niște rețete noi de brioșă pentru copii. Am făcut rețete noi, dar nu v-am pus cine știe ce acolo pe Instagram. Dar o să le vedeți în vloguri, în sfârșit, în zilele următoare, dacă reușesc să le public cum îmi plănuiesc eu. Sper să le public unul după altul acum vlogurile în zilele astea. Nu mereu, nu o să continui cu... așa, să public zilnic, dar acum cred că câteva zile la rând o să public în fiecare zi ca să mă aduc la zi. Că am prea multe vloguri filmate, v-am zis, și nu mai reușesc să le fac față. Mă duc să mă culc și vă las și pe voi. Vă mulțumesc încă o dată că ne sunteți alături, foarte mulți dintre voi, mai ales și pe Instagram. Când ne mai urmăriți, îmi place să primesc de la voi pe Instagram fotografii, că vă uitați la noi. Și dacă mai puneți așa, puneți în story la voi și dați-ne tag. Mai sunteți care îmi trimiteți în privat și eu vă pun după aia în story. Mă bucură foarte mult să văd că ne sunteți așa de... vă suntem așa de dragi, ne sunteți așa de aproape
și ne sunteți și voi, dragi. Așa că, da, vă mulțumim încă o dată. Ne vedem în vlogul următor, poate un pic mai puțin obosiți la încheiere. Că încheierea eu o fac în ziua în care înainte să vă public, dar vlogul e filmat. În fine, eu am rambabur pe acolo, da? Nu trebuie să știți voi toate detalii. Bun, ne vedem. Pa, prieteni!